Cum a trecut de miezul nopții, Izabela, Adelina și Andreea s-au gândit să-i dea Mariei niște motive bune pentru a sughița pagubă, după cum urmează. Eu mențin părerea fratei de la început legată de ea. Mi se pare că pozează într-un om care nu este. Eu inițial am crezut că ea face glume proaste, știi? Nu. Are injecții gratuite, fetișoara. E mâța blândă care zgârie rău. Că e așa, nia, e cu toată lumea. Pozează în fata aia de treabă, cu minte dulcică, finuță, nu știu ce, dar eu nu sunt așa. Personal, omul văd după ochi. Și Maria are privirea aia de scorpie. Cu siguranță aia în ea, cum ar veni, că ea e miezul din gogoașă, ea a inventat miezul din gogoașă. Tu ai văzut că eu vorbeam de clătite, am zis că fac plătite, nu știu ce, și s-a dus femeia și a luat ea bolul să facă ea. Următoarea pe lista reclamantelor, nimeni alta decât Costinela. Maria s-a uitat la Ana Maria și i-a zis, ți-am zis eu că cu privirea ei ceva în neregulă, adică gen cu mine. Maria, cine Maria? Nu, da, eu sincer, eu aș vrea să mă mut din cameră. Da, eu cred că va urma asta. A zis că vrea să-l cunoască și pe Ionuț. Mi s-a părut că s-a schimbat când a văzut că Ionuț a făcut schimb de priviri cu mine în emisiune. S-a început să se arunce foarte multe săgeți. Că dacă îmi place și mie de el, ca și cum omul acela ar fi o proprietate așa privată sau un obiect cu care arunci de la unul la altul. Voi ați fost pe fază la început când a zis ea că ea dacă vrea poate să aibă ce bărba vrea ea? Nu poți să-ți schimbi comportamentul față de mine, halul ăsta. Ba poți, unul dacă joci teatru. Bă, dar nu trebuie să afecteze asta. Știi de ce? Sunt foarte dezamăgită. Pentru că ea te vede ca pe provințial și pe tine la fel. Sunt foarte, foarte dezamăgită. Dar nu mi se pare că e răutatea asta așa. Te mănânc de vie. De vie te mănânc. Dar pe ce bază te comporți așa? Pe ce bază? Cu ce te-ai deranjat? Așa sunt bătire. Oamenii, frate, nu mai plânge. Tind să cred că eram destul de apropiat. Dar s-a văzut în privire și în comportament că ceva a fost în neregulă. Și m-a durut. A doua zi, din grupul fetelor mai înveselite, Maria era în continuare exclusă. Întotdeauna chestia aia, că se uită așa. Vă faceți de râs. Un fel de eu sunt superioară. Dar nu ți-o zice, numai se uită. Nu vă supărați, aveți numele de aici cu Ionuț? De ce te văd fetele astea scorpiiți așa în ochii lor? Nu știam, sunt scorpie? Stai așa. Da, nu știu ce să zic. Cred că e singurul lucru care nu se potrivește la mine, că aș fi scorpie. Așa că Maria a simțit nevoia să abordeze problema în mod direct. Păi ce drept un pic te-ai schimbat, na? Cel puțin și eu simt că mă eviți. Păi tu știi, alegerea ta. Maria, tu de când ți-am spus de faza cu zâmbetul prin tale, te-ai comportat diferit cu mine, te uiți urât la mine și mi-arunci săgeți non-stop. De asta Adelina, am evitat draga mea, vezi că am o vârstă trecută prin viață și eu nu pot să fiu geloasă pe niște lucruri pe care... E vorba de gelozie, e vorba că mi-a eu doresc să cunosc toți băieții. Poate că uneori par altfel pentru că sunt foarte sigură pe mine și știu ce vreau. Nu am un cuplu în casă încât să-mi schimb, să fiu geloasă, să-mi fac filme. E vorba asta de sunt mintea ta, e problema ta. Eu nu pot să fiu leșinată că văd pe cineva și atât. Și am anumite principii în viață, atât în casă cât și în afară, după care mă ghidez. Când ai început să zâmbești, să te mădărești, când să văd că îți place. Da, și încă îmi place. Bun, și nu te-am privit altfel. Pentru ce? Nici măcar nu-l văzusem pe Alin. Nu este problema. Dacă voi vă îndepărtați de fete care vedeți că își pune ochii pe un băiat, e problema voastră. Eu nu mă fixez, nu mă, eu nu, nici în viața de zi cu zi nu pot să văd un băiat, îmi place și, mamă, pe ăla îl vreau. Nu, nu există așa ceva. Poate uneori par arogantă, doar pentru că nu mă încalc anumite principii. De două zile mă rog de tine să-mi spui ce ai și de ce ești supărată. Pentru că sunt alte motive, nu băieții, Dumnezeule. Ai râs cu toate fetele, cum la minte, uite, ai urât. Să știi că aici intervin, ieri seară o stat mai mult singură, pentru că chiar nu a fost în apele ei. Ieri seară o cracat un pic așa și s-o gândi foarte mult la ei. Dacă-s bine, cum îs. Am obosit. Stați liniștite, nu vă sfărmați, că e abia început. Cu cine să încep? Cu mine, că terminați repede. Maria. Da.
Când te-au chemat colegii mei la testimonial, mi s-a părut că ai fost un pic surprinsă când ai aflat că ești văzută, cum a spus colega mea, scorpiuță. Da. Acum ai văzut despre ce este vorba. Wow. Ea e mereu surprinsă. Ce spui, Costina? Ea e mereu surprinsă. Cred că am picat așa, fiind sinceră, nu am venit aici să joc un rol. Cum se pare că unele fete fac. Ai început să plângi, Adelina, mi s-a părut foarte fals. Nu înțeleg de să ce. Să impresionez lumea. Nu am prins să impresionez pe nimeni. V-ați îndepărtat ușor pe rând. Mă lași un pic să vorbesc? Eu nu pot să stau în casă și să... Chiar dacă m-am făcut arogantă și așa, și pe Costinela și pe Izabela, chiar n-am discutat nimic, le-am băgat în seamă. Încercam să nu fie tensiunea între noi. Nu se poate. Mi-am văzut de drum. Asta deoparte e problema lor. Discuția dintre noi s-a clarificat. Cred că mai ales Costinela, care vârstă, nu știu, astea nu mi se pare ok la o anumită vârstă. Când ești copilă, poate, da. Deci, ești femeie și dorește familie. Ți-am tolerat odată să intri live și să spui că nu te-am considerat nu știu cum și așa. A doua oară nu-ți mai permit, în primul rând. În al doilea rând, dacă o luăm așa după vârstă, și tu nu cred că... E normal pentru vârsta ta să te uiți prin casă dacă eu sunt nemachiată, să te strâmbi așa, gen că... Uite-o și pe asta ce urâte sau... Dar de când ești în fața camerelor, ești... Da. Vai, am fost aseară... Băieții sunt așa foarte, foarte ok, adică ca și cum cu noi stau așa, ia uite-le și pe asta. Păi, dar ce să fac din moment ce voi mă evitați? Am fost sinceră și dacă spun ceva, spun în față, nu am vorbit de niciuna pe la sincer, spate. Sincer... Cred că asta e problema, că nu e efectul de turmă să mă duc să vă bârfez sau să bârfez. La vârsta mea chiar îmi permit să nu tac din gură și să-mi asum tot ce zic. Și de restul nu mă interesează. Ești... N-aș vrea să te jignesc, dar ești pe lângă subiect. Nu cred că am jignit. Sub nivelul mării. Tu ești cam pe lângă subiect mereu și încerci să ieși din evidență folosindu-te de alte persoane. Da, foarte în evidență. Și-am mai zis asta. Da. Chiar... Am vrut să fiu eu. Dar dă-mi un exemplu ca să înțeleg și eu, că eu păi, folosit de Alina la început, că nu vorbește corect, că nu știu ce, după aia de mine, că s-a arogant, vorbea. Și de restul, de ce nu am altă părere decât pentru de voi că două? Eu nu vin să... Știi, Costinele, nu vin. Simt că da, mă respingi, simt că mergi și vorbești pe la spate, nu, te las mă în face, pe la spate. Nu, sincer, îți dau ceva dacă îmi cer, de chiar nu te-am vorbit și am rămas șocat așa de părerea ei, pentru că am zis ceva în baie atunci când era Izabela supărată, mi-am asumat și am zis același lucru de față cu toată lumea. După care ea s-a simțit, nu știu, n-am înțeles de ce, pur și simplu a sărit în apărarea Alinei, deși eu aveam o contrazicere cu Alina, nu știu de ce s-a băgat ea și pur și simplu în direct să zică, dar eu te-am considerat doar frumoasă, nu și inteligent, adică gen... Cam așa. Cine-i deștept cedează, ca să nu mai zic alte lucruri. Se vede. Pentru că nu-mi permit... Stau și mă gândesc și n-aș vrea să consider că anumite lucruri se întâmplă în viața unui om datorită caracterului lui. Nu aș vrea să mă gândesc. Adică așa, ca o paranteză. La trecutul Mariei, că asta nu e ok, Costinela. Sincer, nu-mi place să fiu așa provocată, pentru că eu am lăsat odată de la mine și mai las. Chiar nu mi s-a părut ok să intre ea atunci în direct și... un material în care am vorbit de cineva, să bârfez sau să le... Dar vreau și eu un material de la bun început. Nu înțeleg. Vreau și eu un material la bun început când am vorbit cu Alina în care te vorbeam pe tine. Pur și simplu am zis așa, că avem timp toate să impresionăm și am zis asta de față cu toată lumea. Material în care vorbea despre Maria. Exact. Da, mă mi-asum. Eu am venit aici să fiu eu. Am venit aici... Dacă e să găsesc pe cineva, n-am venit aici să joc roluri, să mă plâng, să mă strâmb, să... este cineva perfect de aici, de undeva și nu știu eu. Nu plângi unde îți vine, nu plângi în fața cuiva. Nu mai spuneți că fac pe victima, că eu... Dar nu am menționat personal cuvântul ăsta. Vă că vă simțiți bine. Nu stau să arunc ochiane sau să mă strâmb. Despre asta e vorba sinceră și nu caut să... Vă stric starea sau să vă înțep să ne certăm? Evit, eu nu stau să arunc ochiane sau să mă strâmb pe la spate. Nu-mi stă în caracter. Chiar dacă am simțit că mă vorbiți pe la spate, n-am zis nimic. Nimeni, Maria, dar de ce spui că joacă teatru? Poți să vorbești Adelina? Și un pic, nu înțeleg, încă e un copil. Oarecum, îmi pare rău. Toată lumea are un defect. Aia e prea mare, aia e încă copil.
să intervină. Eu nu cred că am zis că e un defect. Spune Adelina, o clipă, Maria. Problema mea, strict, a fost faptul că am simțit-o schimbată față de mine de la incidentul cu perdeaua asta. Dar nu e un incident. Mă rog, ca idee. Eu eram atașată, adică, de Maria pentru că am mai avut discuții cu ea. Și poate arăta că nu am evitat-o deloc, chiar îi zâmbesc de fiecare dată când trece pe lângă. Sugerez că... un pic să termin de vorbit, dar nu mă mai întrerupe, că am o idee de spus. Pentru că a fost lângă tine când ai plâns. Am da, știu, tocmai de am plâns, Maria, în bucătărie. Alinca, nu știu ce. Nu, tocmai de am plâns în bucătărie. Pentru mă lași un pic să vorbesc, te rog frumos, fără să mă întrerupi. Am spus că de aia m-am simțit dezamăgită, fetele îți pot confirma, pentru că eu nu am vrut să vorbesc. Fetele, ai înțeles? Normal. Două zile am stat și m-am rugat, Maria, ce ai? Maria, te deranjează că l-am ales pe el pentru de Maria, Maria în sus, Maria în jos. Era vorba de băieți. Mă lași un pic să termin, te rog. În bucătărie am răbuvnit pentru că eram încărcată negativ. Pentru că da, ai fost lângă mine și m-a durut și m-a dezamăgit faptul că am simțit schimbarea față de tine. Nu le întorc, fetele pot confirma că exact așa am spus. Nu am plâns, impresionez pe nimeni. Pe cine? Pe Iza sau pe Andreea să le impresionez că am plâns? Lasă, Adelina, că nu. Nu am întors nimic, Maria. Nu am vorbit urât la adresa ta, nu am spus absolut nimic. Eu sunt neagră, dar știu. Nu ești toaia neagră. Problema mea personală, strict, a fost faptul că te-am simțit schimbată față de mine. Adelina, pentru că mi-era dor de casă, mie. Eu mă simțeam înțepată aici. Bun, puteai să-mi spui asta, nu mă simt eu prost. O clipă, o clipă. Nu era vorba de băieți. Fetelor. Doamnele, locuiesc cu voi în casă. De ce se ceartă fetele, doamna Malvina? Care e motivul? Eu am spus de la început că laptele și mierea se vor acri. Așa, și s-a încet, încet au început. Da, băieții sunt de vină? Faptul că au început să se cunoască? Eu cred că nici ele nu se cunosc bine încă. Fiecare a arătat doar ce a vrut să arate, partea bună a lucrurilor. Eu pe Maria o văd rezervată și studiind pe fiecare. Mm-hmm. Și eu zic că e mai bine să stai, să te uiți. Și nu s-a simțit bine în vreo două zile, asta știu precis. Încă se studiază unele pe celelalte, deși nu vor să recunoască. Doamna Daniela, atunci când a fost discuția Mariei cu Adelina în living, stăteați acolo lângă Adelina și aveați mâna pe piciorul ei ca și cum încercați să o potoliți așa pe Adelina. Da. Credeți că Alin este motivul răcelii Mariei? Uite, asta crede Adelina. Eu vă întreb și pe dumneavoastră. Nu cred. Eu nu cred că ar fi motivul. Doamna Ioana, cum vedeți toată povestea asta? Nu știu ce, între ele ce a fost, dar știu că Maria a fost schimbată câteva zile, dar sigur, și cum am observat noi mamele, s-a simțit foarte rău. Deci a avut o problemă de sănătate. Da. De, noi asta am... Tot așa am întrebat-o, ce ai, Maria, de ce ești așa? De ce e supărată? Ești? Dar când s-a aflat asta? Pentru zilele trecute. Ieri, era, da. Maria, ieri erai foarte bine. Alaltă ieri. Alaltă ieri. Și în cealaltă zi. Era două zile și duminică, parcă. Da. Sâmbătă, da. Și duminică. Avut, sâmbătă, da. Așa. Sâmbătă și duminică. Sâmbătă, da. Seara. Isabela, erai acolo, parte din discuție? Mă rog. Da, eu îmi mențin părerea. Mie mi se pare că Maria falsează foarte mult. Hai, de cap. E părerea mea. Ți-a spus, Valentin, exact. E părerea mea, ok, e părerea mea. De ce nu lași pe nimeni să vorbească niciodată și întrerup? Ai dezvoltat, voi nu lăsați. Bine, ok. Eu m-a întrebat doamna Simona, eu am răspuns. Pot să răspund, e dreptul meu și chiar o obligație. Da, te consider o persoană falsă. Și te pisicești pe lângă toate mamele. Nu știu de ce faci chestia asta, de când am intrat în casă. Doamnelor, fac asta. Vă vine o dată să așa simt eu. Așa simt eu. Așa te văd. E părerea mea și mi-o mențin. Și da. Noi când ne distrăm pe aici prin living, tu stai acolo așa și cântăm. Și te uiți ca și cum suntem niște proaste și ne facem de râs. Exact privirea asta. Dar râde și prin spate. Poate nu te vezi, așa te uiți. Și astăzi dimineață. Și astăzi dimineață. I-am zis să-mi cer scuze, ăla era locul meu. Familie, fetelor. Voi? Da. Dar cine ești tu să judeci pe mine acum, în momentul ăsta, când am întrebat. Dacă doamna Simona m-a întrebat, i-am răspuns. Când te întreabă pe tine, răspunde-i tu. Dacă tot ești educată cum spui, nu te mai băga peste omul care vorbește. Foarte când educată. Este întrebat. Înțelegi? Păi, extra arată asta dacă tot ești. Păi, vreau să văd. Astăzi dimineața eram la cafea și i-am zis, ăla era locul meu, în ideea în care în fața ei se afla o ceașcă, adică n-ai cum. Și se ridică și începe să fie ironică în spate. Mai stă cineva aici? Pentru că asta vreți voi să vedeți. Da, acolo era locul meu. Bun, și am întrebat... Am zis, Maria, îmi cer scuze, acela era locul meu. Chiar am fost drăguță. Și după aia
ai dat-o așa ironic. Doamne, fetelor, n-are rost. Ai elegantă doar așa când doamnelor, e... Doamnelor,